Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit la episodul... SMACKDOWN! Și avem... Oaia! Oaia! Nu este Oaia, este Bray Wyatt! Oaia este Eric Rowan, care este accidentat. Oaia, adevărat, hai să-l facem pe Gigi Becali, manager la familia Wyatt. Și după cum știți, următorul pay-per-view aici în SmackDown este Elimination Chamber. Dar noi nu o să avem cum a fost în realitate, adică să spună, bă, ăla intră că și șmecher. Nu! Da. Noi avem meciuri de calificare! Da, trebuie să te calificăm. Pentru că putem. Awesome! Și primul meci de astăzi de calificare este acesta. Am venit să mă joc! Singurii doi care sunt calificați sunt, bineînțeles, campionul. Și cel care și omul care a pierdut centura, dar omul care a pierdut centura a zis că este nemulțumit că nu primește revanșă 1-1, așa că, ca și compensație, da, primește în seara asta un meci pentru centura lui Dean Ambrose, da, care trebuie și apărată uitați-l, pentru că n-a fost apărată la Royal Rumble. Uitați-l. Shane McMahon l-a compensat pe, da, pe AJ, dându-i două șanse. I-a dat-o și pe Stephanie o tură. Păi e cam soră asta, adică Triple H trebuie să dea. Eu joc cu Bray și îl prind pe ăsta și îl bat. De ce are Miz doar 3? Păi e Miz, bă, nu era așa bun când s-a făcut jocul. O să aibă 4 acum când o să apară nou joc, cred. Dacă o să o țină tot așa până atunci. Da. Că wrestling-ul este real, știți? Adică... Da, da. Ce mă, nu știu? Mai există încă dubii că e real. Bă, nu mă achip pe bune. Nu, Bray Wyatt în pula mea stă undeva într-o mlaștină. Da. Bărboși se mulg de barbă reciproc. Adjustment! Prin ring! L-a trecut prin ring! Oh, du-te, dracu! Du-te, oh, căcate! Hai, nepoate! Ce vrei să faci, măi, Mizule? Măi, Mizule, măi! Degeaba stai acolo, că te prind și ți-o dau pac! Ți-am zis! Noul campion mondial... WWE în... Teo! The SmackDown! Ei, auzi că Bray's gonna kill you, strigă lumea! Bray's gonna kill you! Oh, direct în gură. Bravo, mă, te-ai întors bine, mă. Oh! Ce? Și acum discus crossline, nu? Ok. Ăla e celălalt bărbos. Chinlock City. Chinlock City. E, da, dă-te dracu. Chin Breaker sau cum pula se numește asta? Oh! Oh! Ce să faci, frate? Oh! Cred că la pala sub braț să dea dracu. Cam așa s-a văzut. În fine, hai să terminăm meciul, zic. 1, 2, a, 3, iese din Sister Abigail. Ai văzut că e protejat Sister Abigail-ul, bă? Da, da, da. Nu prea dă nimeni kick-out din el în realitate. Ceea ce e bine dacă vor să-l facă mare campion. Cine crezi că o să câștige la Mania? Luke Harper. Așa zic și eu, ar fi extraordinar să avem elementul la surpriză. Nu. Sunt prea proaspăt, bă. Follow the buzzards. A zis ceva acolo de mama lui Miz. Da. Mizule, ești prost și măta pute. Bray o să te omoare. Măcar nu știu când trebuie să dai. Te omoare. Păi tocmai de-aia am făcut-o, că nu știi, mă, nu știi, trebuie să fii pregătit. Dacă s-ar și ridica odată, sper să nu dai numai. Nici nu poți dai, aia e problema. Da, da. Trebuie să dai la început, mă. Când a început-o și n-aveai reversal atunci, cred. Teorie. 1, 2, pa, pa, ce? Ce dracu, mă, iese din două Sister Abigail-uri? Dă-te, mă, dracu, de aici. Ai făcut deja signature numai din ieșit din pinuri. Dom'le, asta nu prea e drăgu. Ca să zic așa. Ce-mi place asta, bă, e superb ce se întâmplă aici. Tu ce-i în colț, tu că ești maker, dă-te, dracu, bă. Bă, boule, bă. Bă, boule, pac, ți-o dau la corp. Ura! Nage! Da, mă. Și asta a fost, îmi pare rău. Resiliency n-ai, că de unde? Unu? Ce dracu, mă, bă, uite, pe... Bă, nu mai ieși din pinuri. Că nu e corect. Na, asta ce? E corect. Out of nowhere. Ce? Dacă tu faci echipă cu Randy Orton, măcar să înveți și el ceva. Ia de aici, băiete, ți-o dau. Gata, pa, ceau. 1, 2, pa, ceau, pa, pa, ceau, pa. Fă-tu zgâtul, măti, de joc. N-ai cum să bați când încep cu 3 reversal. Bai cum să bați, dar nu știi tu să bați. M-ai bătut cu Roman Reigns. Da, mă, da. E Power of Reigns, The Big Dog. Asta nu este The Big Dog.
Și domnul, și domnul, urmează al doilea meci de calificationes și o! Familia Oaie se împrăștie. Alt bărbos. Un alt bărbos din familia Wyatt, mă. Păi, numai unul e cel mai bun, jur, e cel mai bun din familia Wyatt. Da, asta da. In-ring skill e cel mai bun, clar. Și nu numai. Și da. Gimmick-ul lui e... Yeah, 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 yeah. Da, cum face. Nu știu cum dracu face, are un strigă din ăla de luptă, zici că e... Zic, cu cine se bate Luke Harper pentru un loc la... Ia să vedem. Ce a pregătit Shane? Sau Daniel? Celălalt membru! Este membru din mijloc. Alt bărbos, dar are barbă mai rară. Mai rară, da, este flăcău încă. Vuplea! Adolescentul. E Vuplea. E Vuplea, revine Vuplea! Omul care aproape a câștigat Royal Rumble în ultimii 3. Da. Cel mai longeviv om din Royal Rumble-ul nostru. Și eu joc bărbosul. Cu mai mult bărbosul. Bac! Muie! Ăsta îmi dă cu Vuplea în gât. Vrei să fugi, este... Asta n-a sunat deloc bine să îmi bag pula. Hai dracu, bă! Aaaa, l-ai tată, cel mai bun wrestler din SmackDown, în afară de AJ. Revenim aici la mărețul SmackDown! Oh, Gator Roll, ce-mi place mie căcatul ăsta, bă. E atât de simplu și atât de fain. Ce-i aici? Crossface! Este... Chris Benoit! Chris Benoit! Nu l-am omorât! Crossface. Da. Jumătate de chelie acest Luke Harper. Bă, e bitchmaker, bă, Harper, de-a dracu. Publicul e de partea lui, deci omul prinde. Adică. Are fanii de pa, de ce drag, am dat reversal, m-a dat în afara ringului, familia mătii dă joc. Nici jocul nu ține, mă, cu familia mătii, ha, te-ai prins? Păi, dar și ăsta e în familie, adică, ce e, mă, cu Sister Abigail, bă? Mai ce de ea nasoale. Eu cred că o să apară Sister Abigail, până la urmă, din păcate. O să fie cea mai prostă decizie din istorie, dacă da, o să apară. Dar să fie cineva gen Summer Rae. Ai de pula mea. Dar cine vrea să fie Sister Abigail, dacă... Ai fi să alegi așa din oricine, femei din WWE. O tipă care e super ciudată și care nu e în WWE, că nu există. Ar fi aia Nikki Cross, dar e insanity și da, nu prea are logică. Ar fi și Paige, dacă stai să te gândești puțin. Dacă ar... Ce lariat-o! Lariat-o! Ia uite-l! Meciul lui cu Cesaro în Steel Cage, nu mai știu unde era. Aaa, nu... S-o crezi tu! Păi asta nu prea, oricum n-aveam reversal, deci e bine, dacă stau să mă gândesc bine, e chiar bine că ai dat aia de două reversal-uri. Are animația asta de la THQ, cred. Arkeo! Well, cam atât că a fost pentru Harpy sau? Sau nu? Sau nu, pentru că Harper este rival de moarte pentru Randall. O să-ți dau, măi, muie, de să te țină minte... Toată lumea aici că-i fost bătut de Harpy, nu! Nu! De ce? Diaia! Power Slam! Diaia! Ok, haide! Diaia! Diaia! Diaia, măi, nu! Mă cam bate Călin în acest moment, mă bate Randall. Wow! Da, mă, ce departe m-a dat! Agilitatea lui Harpy! Harpy, te rog! Harpy, te rog! Nu, da. Harpy! Ce? Lesnar! Ololo! Ololo! Shades of Brock Lesnar! Și Shades of Randy Orton! Shit! Unu... Holy fuck! Încă unu! Încă o dată iese Harper din RKO! Pentru că este cel mai tare! În afară de AJ! Dar nu contează! Da, mă, dă-te dracu! Ce-ți blând, băiete? Nu! Nu se poate din nou, bă! Nu din nou! Nu din nou! Așa, stai în genunchi, dar nu mai poate, e plin de sânge, Harper! E plin de sânge! Bă, ce să zic? Nu prea se întâmplă lucruri fericite pe aici. Nu, al treilea! RKO din nou, al treilea! Al treilea RKO, dacă ieși din ăsta, nu e om! Unu! Holy fuck! Harper nu e om, bă. Poate să ai nevoie de ceva mai mult decât asta. Oh, un submission, de exemplu, holy fuck.
Nu! Nu! Și cedează. Îl ține acolo de sânge, de rănile de pe cap. Și Randle câștigă. Randy Orton câștigă. Bate pe Harper și merge la Elimination Chamber. Unde avem Bray, Randy, Cena și AJ. Care sunt următorii doi piratele? Cine vor fi următorii doi rămâne de văzut. Da. Urmează acum main eventul, meciul pentru centura intercontinentală. Și meciul promis lui AJ, lui Adrian Jupânu, pentru centura intercontinentală. Well, it's time. It's time, man. Sunt fenomenal. Ho, ho, ho! Alai! Ho, ho, ho! A venit să câștige centura. Gata, lasă. Ia, fă-i și l-o asta una. La lunatic. Poți? Da. Te ține? Da. Ia da. Să vedem. A căzut în cap când era mic. De asta este acum lunatic. Prea bun. Asta m-o să zic generic style. Hai bă să vedem. Ce? Generic, da. Generic, Dan Ciotoi. Da, Dan, din. El e. El a cântat-o. El este. Da, din Ambrose, Dan Ciotoi. Hai mă. Ai, eu joc AJ, Adrian Jupânu, pentru că este aici șmecher. Pac! Ce ți-o dau, măi, muie? Mă dur. Te dar doare, tu să că te AJ doare. Tu vezi că AJ e accidentat? La ce? Cap? AJ e accidentat la cap, nu vezi? Unde, mă? Nu vezi? Unde, mă? Pe... A, da, uite, ce-a pățit? Luptă cu accidentare. A, da, de la Rumble. De la leg drop-urile lui. De, da, i-a dat Cena pe cap, de la luat dracu. Și este... Cu picioarele este... de 25.000 de kg. Este acum damage-uit la cap, e pe roșu. Oh, deci no, no. S-ar putea să fie misiune ușoară pentru Dean. Totuși AJ a vrut să lupte accidentat, ceea ce e de apreciat. Da. Sare AJ! Holy shit! Na, na. Neck fusion surgery în viitor. E. Că prea o să duce în gât frumos. Îți asumi. E, ce să faci acum? Holy shit! Ca! Reversal fest. E reversal. Asta trebuie să vedem și meciul trecut. Păcat că n-am văzut. Harper! Păcat că n-am văzut, că ar fi fost frumos Harpy. Bă, mă stompuiește ăsta de mâia dracu aici. Nu prea e bine ce se întâmplă. Tia mama dracul. Tâncă, da, mă! Ce? Nu mă, că era cu piciorul în afară. Cum mama dracu să... Măcar ți-am dat niște damage pe acolo. Puțin, dar ți-am dat. Asta este acum. Jocul e prost, n-avem ce face. Opa, Adrian. Adrian Jupânul. Jupâne, șefule. Hai, Jupâne! Jupâne! Spiral Tap! Superbă manevră, bă. Păcat că nu prea o mai face. De fapt, nu o mai face, punct. Nu l-am mai văzut. Ai văzut ce bumpuri a luat la Elimination Chamber, săracu? Ce? Mă? Ce? Nici măcar nu era jos! Haide! Ah, du-te, dracu, iese din Styles Clash. Toți familia, mă, de lunatic, jos! Jos, lunaticule. Nu, shit. Opa! Straight jacket! DDT! Straight jacket DDT, noul signature move al lui Ambrose, care trebuie să fie și în realitate, părerea mea, pentru că este lunatic și straight jacket înseamnă cămașă de forță și... Dar ce să faci? Asta este. Da, domnul arbitru, în sus, călare, haide tată, dă-i pe cap, i-am dat pe cap, să risc, să nu risc, eu risc, că n-am ce să, pe dracu risc, nu se iau riscuri, în asemenea. Ce? Da, bă, ce? Prea OP, bă, după ce, când îți iei bătăi de la sine, se transferă puterile de big match. Nu e, chiar nu e ok, boss. Big match AJ. Big match AJ și ate brațul. Mamă, ce frumos a văzut, fenomenal acolo. Fenomenal este el. Gata, pace. Ai de pistoase. Nici asta n-a mers, tinere AJ. Ce ne facem? Ce ne facem, tinere AJ? Bravo. Ce? Ce dracu?
Ce crezi, mă, că fac ce vrei tu? Te-i dracu. Haide, jupune! Prinde-l! Mamă, cât a sărit dracu până în partea cealaltă! Dacă n-a apucat să dai în corz... nu prea îmi place asta, ce să zic? Comeback-ul lui Ambrose, aaa... Din Ambrose! Bulldog-ul! Ce? Da, mă, da, mă! Mai avea una? Da, mai avea una, aparent. Lul! Așa ceva! Așa ceva! Nu cred. Vai de... Dai așa, 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 așa. Așa te vreau, domnul Din. Domnul Din, jos, domnul Din. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. E OP, e OP, e foarte OP. Ce să mai zic? Haide, jos, băiete, jos. Unde e varietatea? Unde e varietatea? Nu știu. Undeva este ea. Nu! O, oh, da, ba, da, ba, dacă nu ziceai nu, nu-mi dădeam seama că ei, că nu mă uitam la ăla. Styles Clash pentru a doua oară, gata, pa, pa, 1, 2, ciao, ciao, 3, atât de aproape a fost, totuși, noul campion intercontinental, AJ Styles, și poate să unifice centurile. Sper să nu fie cazul tot. Ei, sper, este prea bun AJ, este cel mai bun, din tot WWE-ul în acest moment. Da, păi este, a fost de când s-a accidentat, nu, a fost de când s-a retras ăla, cum zice, CM Punk. Acum a venit Joe în Raw, o să vedem ce face Joe, poate să-l întreacă Joe, părerea mea. Și cu acest peisaj mirobolan terminăm și SmackDown-ul, să ne vedem cu bine data viitoare la Raw, după aceea la SmackDown și după aceea la Elimination Chamber. Pa!